Bine, v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Academia de Sănătate. Astăzi îl avem ca invitat pe doctorul Dragoș Zanfirescu, director al Clinicii Zeta, Centru de Excelență în Chirurgie Plastică, Estetică, Microchirurgie Reconstructivă și Specialități Conexe. Bună ziua și bine ați venit în emisiunea noastră! Bună ziua! Mulțumesc, domnul profesor! Bine v-am găsit! Regăsit în emisiune! În continuarea suitei de emisiuni despre transplantul tisular, astăzi o să abordăm la modul generic transplantul numit de țesuturi compozite. O să vedem cum se definește, despre ce este vorba, ce noutăți sunt, cam pe unde se află România în momentul de față în acest tip de transplant, foarte dificil de altfel, poate unul din cele mai dificile și sub aspect tehnic și sub aspect imunologic. Din câte știu, recent ați participat și la un congres în care a fost abordată problema transplantului de țesuturi compozite, așa încât aș vrea să spuneți mai întâi celor care urmăresc emisiunea noastră despre ce este vorba, cum definim acest tip de transplant. Sigur, da. Într-adevăr, este un transplant mai special și evident că ultimul a apărut în tratamentul unor afecțiuni foarte complexe legate de reconstrucții. Pot să vă spun doar așa ca paranteză, în lumea aceasta medical media, directorul medical de la CNN a spus că singura știre medicală care poate să facă breaking news la CNN este doar legat de transplantul de față în acest moment. Cum era transplantul de ficat sau de cel de cord acum câteva zeci de ani, acum singurul lucru emoțional și nou medical este acesta. Deci este un domeniu destul de spectaculos și nou. Acum, spre deosebire de transplantul normal de organe, în care ficatul, plămânul, rinichiul sunt făcute în principal dintr-un singur țesut, dintr-o multitudine de celule care au cam aceeași funcție, un transplant de țesuturi compozite include mult mai multe tipuri de țesuturi. Să dăm un exemplu, mâna. Cu așa s-a început transplantul de țesuturi compozite cu transplantul de mână acum în 1998, acum 33 de ani, nu? E, mâna, uitați ce conține, la exterior, piele, oase, tendoane, nervi, mușchi, este o multitudine de țesuturi, țesuturi compozite. Toate aceste țesuturi au imunitate specială, se comportă diferit când sunt transportate într-un organism diferit, a fost o foarte mare tensiune înainte de a se face primele transplante la oameni din punct de vedere al imunității, pentru că cel mai imunogenic țesut din corpul uman, cel care este respins cel mai agresiv atunci când se transplantează în alt om, este pielea. Și țesuturi compozite, toate au piele. Dar se pare că împreună toate aceste organe, piele, mușchi, oase, dau însumate o antigenitate comparabilă cu cea a transplantului de rinichi. Deci nu foarte exagerat. Asta este și surpriza plăcută prin care, nefiind un organ vital, este ficatul, cordul, plămânii, se poate lua în discuție un transplant de țesuturi compozite pentru a crește calitatea vieții persoanei. Aveți dreptate, duminică s-a încheiat Congresul European de Microchirurgie și au fost trei sesiuni dedicate transplantului de țesuturi compozite. Una dintre ele a fost mai degrabă așa introductivă pentru a fiecare țară europeană specializată în microchirurgie, a fost invitată să-și prezinte experiența. A fost invitată și România. Și am fost desemnat eu cel care să vorbesc despre România. Sigur, în România încă nu s-a făcut transplant de țesuturi compozite la oameni, dar
Eu zic că, spre de acum 20 de ani, când s-a început această idee în România să se facă, acum sunt destul de aproape de a primi un dă verde, pentru că din punct de vedere tehnic chirurgical, să replantezi o mână sau o față luată de la un donator nu este chiar așa de complicat. Noi, chirurgii plastice, fac lucruri mai complicate atunci când mâinile sunt tăiate și defectele sunt mai complexe. Este ce este acum, ce lipsește în România, este baza, să zicem, legală de a se acredita sau de a se reacredita anumite centre pentru transplanteze compozite, pentru că Spitalul Floreasca a fost acreditat pentru așa ceva în 2005. Și noi acum suntem în curs de reacreditare a unui astfel de centru și încă o veste bună care a stresat foarte mult sau a stopat foarte mult începerea acestei activități a fost faptul că în România, din punct de vedere legal, există transplante de organe, este ficatul cordul, și transplante măduvă. Și între ele, țesutul compozit e ceva nou și trebuia făcut o legislație specială. Din fericire, există o directivă europeană de acum foarte puțini ani în care se spune că transplantul de țesut compozit este considerat transplant de organe și este mult mai ușor acum să se intre pe aprobarea de transplant ca un organ. Bun. Da, fiind o noutate pentru România, aș vrea să ne spuneți la început care este stadiul problemei la nivel internațional. Cam câte s-au făcut, cu ce rezultate, cine sunt candidații la un transplant de țesut compozit și ce așteptări avem de la aceste procedee? Da. Aș spune că la nivel internațional s-a intrat acum într-o etapă de maturizare. Au fost foarte multe centre care au făcut operații, a fost un val de entuziasm internațional. În unele țări chiar s-a exagerat, cum este China, indicațiile. Acum, din punct de vedere al transplantului de față și de mână, cele mai importante din ultimii, să zicem, 20 de ani, sunt aproape 500 de cazuri însumate, transplant de față și de mână, și statistic, rezultatele sunt foarte bune, adică rata de mortalitate este extrem de mică, mult la 5 ani, la 10 ani, este evident mult mai mică decât la transplantul de rinic, de ficat, de corp. Deci din punctul ăsta de vedere este un transplant cu rată mare de supraviețuire și de bine, este un transplant care să salveze viața. Dar calitatea vieții este îmbunătățită semnificativ și aici indiferent cât de mult au progresat protezele acestea bionice, bioelectrice, totuși un transplant de mână este de departe mai bun din punct de vedere a sensibilității. Pentru că până acum nicio proteză, indiferent cât de inteligentă este, nu poate să transmită un feedback tactil. Apoi, gândiți-vă că sunt cazuri extraordinar de complexe, de traumatisme desfigurante la nivelul fețelor. Aici au fost destul de multe cazuri de militari, mai ales din țările NATO, și de ce să nu spunem, primul loc este sunt Statele Unite ale Americii, cu explozii, incendii, traumatisme, care au dus la desfigurări masive și Departamentul de Stat american sau alte state au investit foarte mulți bani în transplante de genul acesta care să reconstruiască mâinile, fața unor astfel de soldați. Și asta a fost încă un val, după ce entuziasmul inițial, încă un val de reconstrucție legat, din păcate, de războaie. Dar chirurgia plastică întotdeauna a fost legată de războaie. Deci dacă ne uităm la concluziile acestea recente, asta s-au dat niște concluzii după 30 de ani de transplant de țesut compozite,
este practic cel mai de succes transplant realizat până acum. Rata de mortalitate la toate celelalte în primii ani era extrem de mare, acum este foarte mică și probabil. Noile studii legate de inducerea toleranței imunologice, adică de a trata pacientul câteva săptămâni sau câteva luni cu niște regimuri speciale, unele incluzând chiar măduvă hematogenă proprie. Se poate spera ca organismul să accepte mâna, fața sau celelalte organe fără să mai fie nevoie de imunosupresie. Pentru că aici marea problemă în acest gen de transplante nu este funcția și rezultatul, ci mai degrabă efectele secundare ale imunoterapiei pe care trebuie luată toată viața. Când transplantezi un corp sau un ficat, este o decizie de viață și de moarte. Nu ai altă soluție. Când transplantezi o mână sau două sau o față, pacientul trăia și înainte, putea să trăiască, numai că îmbunătăți calitatea vieții. Și din punct de vedere etic, este uneori discutabil. Îi pui o față nouă, îi transplantezi două mâini, dar știi că în rata de infecții, probabilitatea de a face un cancer, probabilitatea de a face diabet, care e aproape 100%, trebuie cântărită foarte bine. Pentru persoane care nu au deloc mâini, gradul de handicap este foarte mare. Pentru persoane care nu au mai ieșit în public sau nu și-au mai văzut familia, de teamă să nu sperie copiii, că nu au față, nu au ochi, nu au scalp, dorința de a arăta uman este foarte mare și chiar și cu aceste mici, unele serioase efecte secundare se acceptă astfel de operații. Dar cercetările sunt foarte, foarte aproape pentru a găsi, de fapt s-au găsit, dar acum sunt în faze foarte avansate de testare clinică, niște protocoale care să permită niște efecte secundare mult mai scăzute ale tratamentelor acestea imunosupresare. Ceea ce permit și apariția unor cazuri mai speciale de transplantare de țesut compozite, care în momentul de față au început să ajungă la numărul comparabil cu transplantele clasice de față și de mână. Și vorbesc de transplantele din zona genitală, transplante uter și transplante penis. În Statele Unite acum, pe primul loc anual, la numărul de transplante de țesut compozite, nu mai sunt mâinile și fetele, sunt transplantul de uter. Femei care își doresc să facă copii și cărora îi se transplantează un uter de la un donator, moarte clinică sau chiar... Vă întrerup puțin. Da. Aici am abordat problema recent cu doctorul Căpălână într-o emisiune și echipa de la Târgu Mureș, care se pregătește pentru așa ceva și le dorim succes, fără dar și poate. Sigur. Despre transplantul de penis a spus mai puțin. Poate puteți elabora dumneavoastră. Da, sunt trei cazuri deocamdată raportate în literatură, dar impactul emoțional este extrem de mare și chiar și eu am primit telefoane de la 3-4 pacienți care își doresc lucrul ăsta. Mă închipuiți, persoane foarte tinere care din diverse considerente au sau ceva un rest foarte mic de penis. A făcut senzație primul transplant foarte funcțional de penis la un pacient din Africa de Sud, care a făcut și copil ulterior, apoi în Statele Unite, la fel cu succes. Și multă lume, vorbesc de centrele mari de transplant, se pregătesc să facă lucrul acesta. Decizia este foarte atent luată, pentru că din aceste considerente etice, pentru că fără organul genital nu este chiar imposibil să trăiești sau să nu ai copii, să găsești alte metode. Și trebuie reglat foarte atent acest tratament imunosupresor pentru a nu crea mai multe probleme. Se discută foarte intens în ultimul timp
de a face transplante compozite pentru o anumită perioadă de viață, nu pentru toată viața. Da, și ne îndepărta organul când, de altfel, dumneavoastră ați spus și în lumea medicală acest lucru se cunoaște, unul din scopurile actului medical în ziua de astăzi este și calitatea vieții, deci nu numai salvarea vieții sau prelungirea vieții, ci și acela de a oferi pacientului o calitate a vieții îmbunătățită, uneori dramatic îmbunătățită, semnificativ îmbunătățită. Așa că, din acest punct de vedere, se justifică astfel de transplanturi și, cum spuneați noastră, dacă ele implică alte pericole în termen lung, cum ar fi efectele secundare ale imunosupresiei, se poate că atunci când transplantul dintr-un anumit motiv sau nu mai e necesar deloc sau e mult mai puțin necesar să fie îndepărtat, deci organul transplantat. Deci, permite să vă întreb, în cazul mâinii, ați vorbit și sigur că e valabil și probabil pentru membrele inferioare, ați vorbit de protezele bionice. Există cumva o competiție între transplant și proteze? Ne-ați prezentat avantajele transplantului, dar eu aș vrea să vă întreb numeric. Deci ați spus că sunt cam 500 de transplanturi de țesuturi compozite la nivel internațional, probabil cele mai multe de mână și față, dacă nu chiar toate aceste 500. Cum stăm cu transplantul de proteze bionice în comparație? Da. Și în cadrul Congresului de Microchirurgie au fost sesiuni, dar care au fost combinate. Tocmai s-a spus, nu există chiar o competiție, deși în mod real există. S-au făcut niște progrese incredibile. Deci chiar există proteze, dar la stadiu de tehnică și de prototip, nu la cele de comercializare, care sunt extrem de performante. Problema cu ele, cum am mai spus, aproape niciuna nu are un feedback tactil, nu poate să simtă și să transmită informații legate de simțul tactil. Lucrurile au progresat atât de mult încât chiar există, nu chiar legislație, dar s-a discutat și s-a și realizat. Unul din primii transplantați unilateral de mână din Italia, după ce a ieșit la pensie, deci după ce n-a mai avut nevoie absolut de mână, i s-a propus, i s-a explicat, sau în sfârșit a luat decizia finală, să-i se reamputeze mâna și să-i se monteze o proteză bionică după ce a ieșit din perioada productivă, să zicem, pentru societate. La fel cum penisul sau uterul pot fi folosite câțiva ani și apoi îndepărtate. Și revenind deci, la... Există câteva centre din lume la care chiar am văzut niște rezultate fantastice. Problema cu protezele sunt receptori, interfața dintre organism și proteză. Pentru că dacă montez niște electrozi în mușchi sau niște nervi special, astfel încât să comande motorașele respective direct din organism, acei electrozi, după câteva luni de zile, sunt izolați de către un sistem cicatricial și nu mai funcționează. S-au făcut progrese foarte frumoase cu electrozi implantați direct în creier, care comandă niște roboți sau brațe din acestea bionice. Numai că acei electrozi, după un interval de timp, nu mai transmit energia sau nu mai captează energia, asta informație. S-au făcut niște progrese prin introducerea acestor electrozi în niște neoorgane făcute tot cu ajutorul microchirurgiei, să iau niște bucățele de mușchi cu vase și se implantează acel senzor în acest nou organ și se transmite astfel impulsul către proteze pentru o perioadă lungă de timp. Nu mai există acest inconvenient. Iar eficiența și gradul de mobilitate a protezelor este destul de mare. Deci este întotdeauna de discutat despre proteze, dar cam totdeauna realitatea uneori nu este chiar cea imediată. Este frumos, este mult marketing, sunt frumoase desenele și filmulețele,
Dar realitatea este că doar 20% dintre pacienții care probează și au proteze le acceptă. Deci foarte puțină lume. Deci să spui că este concurență între transplant de mână și mână bionică, poate să fie până la un nivel adevărat, dar de fapt nu toată lumea suportă o proteză, nu toată lumea vrea transplant de mână, sunt complementare, sunt soluții, sunt variante de rezolvat. Apoi trebuie discutat și prețul, care este exorbitant la o proteză bionică. Numai bateria care se schimbă din când în când costă 5-10.000 de euro. Da, deci aici probabil că efortul maxim e făcut pentru acești mutilați de război ca o recompensă din partea statelor pentru care au luptat și pentru care și-au pierdut mâinile sau alte segmente ale corpului și care cumva sunt moral datoare acestor oameni să-i susțină, să-și redobândească măcar parțial sănătatea, chiar dacă asta implică, cum spuneați, costuri foarte mari. În același timp, sigur că sunt și destule probleme etice, dumneavoastră ați prezentat câteva dintre ele. Mi-aș permite să vă întreb cine sunt donatorii, de unde se iau aceste segmente când vorbim de transplant de mână, de transplant de țesuturi compozite în general? Sunt fix aceiași donatori ca și la transplante de organe. Numai că există o componentă mai particulară aici, pentru că se îndepărtează niște segmente care sunt la exterior, nu la interior. Și în țările care există experiență extraordinară, deja știm că atunci când se recoltează fața de la donator, după ce se primește acceptul familiei, sau se recoltează mâinile, tot după ce se primește acordul familiei sau acordul acela automat, este în alte țări. Automat trebuie refăcută identitatea de imagine a corpului. Deci există niște departamente speciale în astfel de spitale sau se colaborează cu firme care să reconstruie o mască facială sau niște proteze personalizate, proteze estetice, mă refer, astfel încât donatorul acesta să treacă demn în ultimii pași de impactul cu familia, cu prieteni. Sigur, există țări în care gradul de incinerare donatorul este destul de mare și atunci problema aceasta este mult mai redusă. Dar este obligatoriu, inclusiv în sistemul acesta pe care încercăm noi să-l punem la punct, să avem obligatoriu capacitatea de a reconstrui fața sau membrele printr-o protezare din această artistică, din această estetică. În schimb, donatorii sunt exact aceiași ca și la transplantul de organe și aici, probabil, o să fie și mai dificil de obținut acceptul familiei pentru România. Pentru că vă închipuiți ce impact este atunci când coordonatorul de transplant sau și-a discută cu familia și cere să accepte despărțirea de fața pacientului, fața rudei, fața celui aproape. Dar lucrurile acestea se întâmplă, există și sunt niște exemple extraordinare în care primitorul, cel care a primit fața, s-a întâlnit cu soția donatorului. Și vă dați seama că sunt momente de foarte mare impact. S-au strâns în brațe, tot așa, primitorul cu băiatul celui care a donat și a donat mâinile. De aceea vorbeam și spuneam că transplantul de mână, de față, este de impact emoțional extrem de mare, impact emoțional care se justifică un breaking news la postul de știri majore, pentru că există astfel de situații.
care însă complică gradul de acceptare a donării. Cu toate acestea, lucrurile se întâmplă, există. Pentru că oricum sunt cazuri excepționale, nu există mulți candidați. Categoric, în același timp, aceste aspecte emoționale au marcat istoria transplantului de la început și până acum și în transplantul de organe. Ele au fost înregistrate destul de des și în multe țări ale lumii și situația nu se va schimba. Impactul emoțional când cineva din familia donatorului se întâlnește cu cel care a primit organul sau țesutul. Ajungând la România și la zilele noastre, deci există un proiect al dumneavoastră, al centrului pe care îl conduceți, de a se implica în transplantul de țesuturi compozite, ținând cont de dificultatea procedeului, făcând o paranteză, înțeleg deci că din punct de vedere tehnic dumneavoastră posedați tehnica de la aceste reimplantări pe care le faceți, nu destul de frecvent. Și că într-un transplant de țesuturi compozite nu sunt detalii tehnice suplimentare. Da. Este un lucru standard să faci o implantare, să faci o reconstrucție cu transferul liber. Când ți le recontezi exact cum vrei tu de la un donator și le pui în timpii pe care vrei, chiar mai ușor tehnic. Deci nu asta e. Da. Bun, în același timp, ținând cont de multiplele aspecte ale problemei, selectarea primitorului, prelevarea de la donator, aspectele imunologice, aspectele etice, sigur că astfel de procedee nu se pot face decât în centre acreditate. La nivel internațional, în țările pe care le cunoașteți, cam câte centre au aceste marile țări, să spun, din Europa Occidentală? Ca să avem o idee despre gradul de necesitate, părerea, sigur, așa, la o primă impresie, România trebuie să aibă cel puțin un centru unde să înceapă aceste procedee și după aceea să se dezvolte altele. Dar cât de mare e nevoie de astfel de centre la nivel internațional? Păi, o să vă spun, în Franța sunt două centre, în Spania unul singur, din câte știu eu, în Polonia este un centru foarte, foarte dezvoltat, ca și polonez, nici măcar nu e în capitală. Sunt foarte multe centre în Turcia, care Turcia e un caz și absolut special, pentru că au început cu niște operații extrem de complicate, cu transplant de față și transplant bilateral. Și din păcate s-au transplant de față și două membre inferioare. Și în Franța s-au încercat. Și acestea sunt, de fapt, singurele cazuri în care pacientul a decedat. Operații mai mult de 25, 27 de ore, 30 de ore, cu foarte multă încărcătură de această imunogenică, care au pus viața pacientului în pericol. Există, însă, și un caz fericit în Statele Unite, în care s-au făcut transplante din acestea multiple deodată, compozite și care a evoluat foarte bine. Dar cazul Turciei, cu aceste multe centre, este puțin special. În Italia este un singur centru, în Austria un singur centru, în Belgia unul singur și în Germania unul singur. Este normal ca experiența să se concentreze într-un singur loc. Și toate resursele, toți pacienții să fie focusați acolo. Locul unde medicii au cea mai mare experiență, locul unde există combinat imunosupresie, experiență, anestezie, recuperare medicală și toate lucrurile acestea. Da, exact ăsta a fost sensul întrebării și iată că n-ați lămurit. Și pentru o țară ca România, cu siguranță, cel puțin la început, un centru ar fi suficient. Ați dat exemplu situațiilor în care se ajunge la operații extreme, poate împinse dincolo de niște limite acceptabile și asta se poate solda chiar cu mortalitate postoperatorie. În rest, înțeleg că echipele de chirurgie plastică și reconstructivă de microchirurgie încearcă să se limiteze la operații care se poate fi tolerate de primitor, la operații al căror succes postoperator se poate fi mai mult sau mai puțin garantat, în același timp atingând și obiectivele propuse.
În aceste condiții, din experiența noastră de chirurg, de chirurgie plastică și reconstructivă, în momentul de față aveți potențial primitor pentru acest tip de chirurgie extremă, i-aș spune eu, de chirurgie de înaltă clasă și de nișe, cumva. Considerați că aveți deja potențial candidați? Evident, că altfel n-am fi început, adică doar să ne jucăm cu gândul acesta, nu. Ideea principală în medicină este să ajut niște pacienți, efectiv. Și eu personal am o listă, să zicem, de așteptare, cred că pot spus, dar pacienți care știau de preocuparea mea și sunt vreo 3 pacienți pentru transplant bilateral, pe care îl consider că este etic foarte justificat, un pacient care este mâini bilaterale și cu față, și 3 sau 4 potențiali candidați pentru transplant de penis. Mai sunt însă ceea ce cred eu că o să fie practic cel mai ușor de făcut la început. Sunt pacienți care sunt deja transplantați pentru transplant de rinic, pentru transplant de ficat, care în timpul vieții dezvoltă niște tumori cutanate extensive, foarte des în regiunea feței, și la care procedurile reconstructive pot fi înlocuite direct cu o reconstrucție de scalp sau o reconstrucție de peret abdominal, cum se face în transplantul de intestin, pentru că poți să iei de la donator acel țesut. Pacientul este deja pe imunosupresie pentru transplantul inițial și atunci este foarte ușor, treci și un test toate, sau circuitezi toate celelalte lucruri, complicații, să justifici imunosupresie. Deci există câțiva donatori, nu am popularizat pentru că nu îmi place să vorbesc despre lucruri care nu sunt posibile, practic, când vom avea oficial posibilitatea să reacredităm spitalul Floreasca și toate celelalte lucruri, atunci putem să începem și o campanie. Eu țin minte că acum câțiva ani la Cluj am fost și eu invitat să creăm un grup pentru a face transplant de mână la Cluj și acolo exista o listă cu cel puțin 10 candidați de transplant printr-o campanie mediatică. Și care, ce afecțiuni, ce tip de traumatisme suferiseră acești pacienți? Descrieți-ne puțin profilul unui candidat. Vorbesc de cei din România, nu de cei din România, de război. Aici majoritatea sunt cei cu arsuri și cu explozii. De la amputații de mână după arsurile extremităților extraordinare, foarte extinse, sau de la față arsă cu extrem de multe operații reconstructive pentru a avea cât de cât o deschidere a proprii respirații și a deschide gura. Deseori astfel de pacienți motivați prin arsuri, explozii, nu pot fi rezolvați cu procedee obișnuite de chirurgie plastică sau de microchirurgie reconstructivă, deși există un armamentariu extrem de mult. Și pentru astfel de situații, când nu ai ce să faci, ai fost nevoit să amputezi mâinile sau fața, transplantul de țesut compozit practic este indicația singură, absolută. Și sunt destul de mulți pacienți care există centrele. La un moment dat, când a fost o inițiativă aici în București pentru a se începe transplantul de țesut compozit, se luase legătura cu centrele de recuperare din București și existau cel puțin 20 de pacienți care n-aveau mâini bilateral sau amputate. Deci, acești pacienți există undeva în țară sau în centrele de recuperare, numai că nimeni nu le-a dat până acum o speranță. Nici eu nu vreau să exagerez, vreau să fiu un om serios și
spunem lucrul atunci când se poate, când există. Adică ne pregătim și atunci când va fi totul gata, atunci se spunem. Categoric, avantajul acestor pacienți fiindcă ei pot să aștepte, așa cum spuneați, ne fiind vorba de organe vitale și starea de sănătate a lor nu se deteriorează, ci doar calitatea vieții suferă în acest interval de așteptare, totuși își pot permite să aștepte. V-aș mai întreba dacă s-a pus vreodată problema pentru vreunul din acești candidați români de a-i se face în străinătate un transplant de țesuturi compozite. Și dacă avem pe teritoriul țării pe cineva transplantat în străinătate cu țesuturi compozite? Din câte știu, nu. Dar știu că au fost pacienți români, mai ales cei care lucrează în străinătate, care au abordat astfel de centre internaționale, numai că totul s-a oprit la o problemă de costuri. Este... Nu mai știu, în câteva țări nu mai este considerat un procedeu experimental pe care îl plătea spitalul respectiv sau departamentul de stat, departamentul apărării american. Și statul sau sistemul de asigurare naționale plătesc astfel de operații, dar în multe din țări, mai ales cele de la început, doar spitalele acestea își strâng prin diverse proiecte, programe de cercetare, fondurile pentru a acoperi 1, 2, 3, 4, de obicei se acceptă primele 5 transplante, singur centru și atunci când se aprobă totul, se aprobă și bugetul pentru aceste 5 transplante. Și atunci pacienții români care s-au dus să se intereseze, ne fiind în nicio astfel de posibilitate, nici în sistem de asigurare francez, nici să plătească 100.000 de euro, au apelat la internet. Da, ei nu, dar eventual Ministerul Sănătății ar putea să acopere costurile, măcar pentru a avea un exemplu aici în țară de pacient transplantat și de rezultat obținut după un transplant de țesuturi compozite, ceea ce ar încuraja, presupun, și înființarea unui centru național. Autoritățile naționale, nu cele românești, nu s-au opus pentru lucrul acesta, numai au zis că trebuie să se treacă niște etape birocratice, legale, corecte. Nu problema finanțării s-a pus acum. Dar pacienții care au vrut neapărat, n-au vrut să mai aștepte intrarea în normalitate, s-au apelat și la clinici internaționale. Și acolo s-a pus problema financiară. Da. Rezultatul fiind că deocamdată nu aveți cunoștință de vreun caz din România, pentru că după aceea urmărirea, regimul de imunosupresie și monitorizarea postoperatorie se fac în țară, așa că îmi închipui că dacă ar fi deja transplantați astfel de pacienți, ar fi apelat la clinicile din România pentru a fi urmăriți postoperator. Nu. Aproape sigur am fi știut dacă ar fi fost un pacient român, măcar la congresul acesta internaționale unde ne cunoaștem unii cu alții și n-ar fi spus pacienții. Da, și ținând cont de faptul că numărul de transplanturi de țesuturi compozite nu este chiar atât de mare. Din câte știu, deci dumneavoastră sunteți în momentul de față în acest proces de acreditare pentru a putea începe. Menționați la un moment dat și niște posibile potențiale minusuri legislative, dar care înțeleg că sunt suplinite de prezența unor directive europene. Deci nu vă lipsește nimic din punct de vedere legislativ. Ar trebui, deci, finalizat procesul de acreditare, selectați primii candidați și după aceea, eventual, început cu dificultatea pe care iarăși ați menționat-o de a obține consimțământul familiei într-o prelevare mai delicată din punct de vedere emoțional, cumva. Da. Aici pot să vă spun că, poate nu chiar întâmplător, dar a doua zi după ce s-a terminat congresul acesta european de microchirurgie, am avut o discuție cu domnul doctor Radu Zanfir, care este directorul Agenției Naționale de Transplant și care știe de proiectul acesta și ne-a încurajat și ne-a dat anumite indicații. Și concluzia a fost că să lucrăm cât mai intens la
dosarul acesta final de acreditare a Spitalului Floreasca, care în momentul de față singurul care a putea să îndeplinească aproape toate criteriile necesare. Și am discutat foarte atent, punct cu punct, cam care sunt etapele pentru a le include în acest dosar și să obținem aprobarea de la Agenția Națională și de la Ministerul Sănătății. E o discuție care am avut-o chiar acum două zile, dar consecutiv unor alte multe discuții. Da, eu vă doresc succes și vă doresc să parcurgeți cât mai repede pașii care au mai rămas, pentru că orice nou program de transplant, de fapt, contribuie la consolidarea întregului program național de transplant de țesuturi și organe și aduce un plus de valoare și celorlalte procede din foarte multe puncte de vedere. Așa încât... Încă o dată, mult succes pe acest drum. Sunt convins că sub aspectul pregătirii profesionale și dumneavoastră și echipa pe care o conduceți, sunteți capabili să efectuați acest tip de operații și de aceea consider că trebuie să aveți și susținerea necesară. Dacă în finalul emisiunii mai doriți să spuneți ceva legat de subiectul pe care l-am discutat, pregătire, susținere, dotare, oameni capabili, știință există. Deci nu aici se pune problema. Sunt mulți factori care pot să conducă la un succes de acest gen. Sunt o persoană rațională și, deși mă gândesc la ce mai bine și mai frumos, vreau să pregătim foarte bine lucrul acesta. Am participat la mai multe grupuri care au promis transplant de țesut compozit în România de-a lungul anilor și știu că nu s-a rezolvat, așa că deocamdată așteptăm și când o să fie nevoie o să vă anunț. În mod sigur ce vă promit, o să fiți invitat să faceți parte din echipa de transplant, dacă va fi cazul, pentru că din echipă nu pot să fac parte, dar m-ar face mare plăcere să poți asist la primul transplant de țesuturi compozite. Ca și până acum, sunt alături de dumneavoastră, vă doresc mult succes și doresc ca acest eveniment să aibă loc cât mai repede. Mulțumesc foarte mult! Poți să mai spun ceva? Vă rog! Primul transplant de mână, primul transplant bilateral de mână și primul transplant de față au fost făcute în Franța cu sprijinul unui profesor care făcea transplant de rinichi, mi pare, profesor de Bernard, într-un centru și care era și în lumea politică și în lumea aceasta administrativă și doar cu o echipă medicală, dar și cu ajutor din această lume dincolo de partea medicală, s-a putut face un lucru. Deci nu e nevoie numai de microchirurgi, e nevoie de creiere și de oameni care au conexiuni și care au trecut prin astfel de experiențe. Păi, după cum ați observat și eu, am menționat că orice nou tip de transplant care se inseră în programul național aduce plus valoare tuturor celorlalte tipuri de transplant, așa încât toți ceilalți membri ai echipelor de transplant trebuie să fie alături de echipa care dorește să inițieze un nou program. Și vă promit că vom fi alături și încă o dată vă doresc mult succes! Mulțumesc foarte mult, domnul profesor! Mulțumesc! O zi bună! La fel!